Bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne reauzim în această dimineață de vineri. Pentru Euro, evident, evenimentul cel mai important a fost acela despre care s-a discutat de aproape 8 luni de zile, cel al Greciei și al defaultului său, un default ordonat sau o restructurare dezordonată a datoriei. Situația a cunoscut diverse variații în ultimele ședințe. Am avut momente de panică atunci când se părea că participarea creditorilor privați va fi foarte scăzută. Se pare că forța de convingere a lui Venizelos și a celorlalți care au spus că de fapt nu există un plan B și că singura variantă pentru creditori este să accepte acest plan a reușit să producă efecte și participarea, între ghilimele, voluntară a fost de 85,8%. În același timp, prin impunerea acelor collective action clauses, niște prevederi legale care practic îi forțează pe ceilalți creditori să accepte aceleași condiții, Grecia poate să își reducă povara datoriei publice cu aproximativ 95,7% din cele aproape 200 de miliarde de euro luate în discuție. Acest aspect înseamnă un pas înainte, o condiție necesară pentru ca pachetul de finanțare de 130 de miliarde de euro să fie eliberat. Unul din aspectele care fac această situație este foarte complexă. Este însă și elementul ce ține de instrumentele de tip CDS și, de fapt, de încrederea pe care o au piețele sau interesul pe care l-au speculatorii să atace și alte state percepute ca vulnerabile. Foarte concis vom spune că reacția inițială este în linia așteptărilor una pozitivă, dar o reacție mai degrabă în momentul în care devenise limpede că acordul va merge înainte. Ulterior, lucrurile au cunoscut o alunecare și este probabil varianta firească. Acum intervin o serie de elemente tehnice și intervine evaluarea contextului în care ne aflăm. Astfel, există următoarele date importante în calendar, cele din martie. Pe 13 martie avem decizia FMI în privința participării la pachetul de finanțare și cu o zi înainte, pe 12, o întâlnire a grupului miniștrilor de finanțe europene. Cel mai probabil, piețele deja includ în așteptări acea posibilitate a acestui pachet de finanțare care să meargă înainte. Ceea ce înseamnă că, pentru o vreme, Grecia ar putea, după ce se rezolvă temerea legată de CDS-uri, Grecia ar putea ieși din atenția piețelor. Dar asta nu înseamnă că situația este acolo rezolvată pe termen mai lung. Probabil că anul acesta vom mai avea ocazie să vorbim despre performanța finanțelor publice ale Greciei, dar este posibil ca, dacă speculatorii pentru euro, speculatorii care mizează împotriva euro, sunt convinși că pozițiile lor sunt corecte, vor trebui probabil să caute o altă țintă. Astăzi, însă, avem două evenimente extrem de importante. Unul dintre ele este cel clasic, non-farm payrolls, al doilea este decizia din partea ISDA, agenția internațională care reglementează aceste instrumente, dacă trebuie declanșate clauzele pentru plata CDS-urilor. Practic, decizia anterioară fusese una negativă, de data aceasta există șanse ca decizia să fie pozitivă. Această declanșare însemna că anumite instituții ar trebui să înregistreze profituri, iar alte părți ale sistemului financiar, în principal vânzătorii de protecție, care ar fi putut să fie bănci sau fonduri de hedging, să aibă de suferit. Dar miza, de fapt, este mult mai mare.
o decizie negativă poate să însemne scăderea încrederii în instrumentele de tip CDS și poate să ducă la evoluții mult mai volatile în piețele de datorie suverană pe termen mediu. Probabil că pe termen scurt, dacă ISDA decide că nu trebuie declanșate aceste instrumente, aceasta ar fi o veste pozitivă, dar ar duce la o creștere semnificativă a volatilității și am văzut că deja volatilitatea este mare în piețe în ultima perioadă. În al doilea rând, o decizie pozitivă poate aduce o altă categorie de riscuri și anume aceea ca, de exemplu, pentru Portugalia să existe un interes speculativ pentru a paria pe o evoluție a acestei țări în linia Greciei și astfel să asistăm la un nou episod de criză europeană care să aibă drept țintă această țară. Deocamdată, impactul general în piețele de credit a fost unul pozitiv. Am văzut că dobânzile la titluri pe 10 ani, atât în Italia, cât și în Portugalia, de exemplu, au scăzut. Italia se situează acum undeva la 4,7%, un nivel mult mai bun decât cele de peste 6% la un moment dat, chiar peste 7%, care puneau problema sustenabilității acestei povere a datoriei. Pentru euro, perspectivele, dacă nu am avea aceste evenimente de risc, perspectivele fundamentale, să spunem, ar putea fi în continuare constructive. Elementul de risc fiind non-farm payrolls și decizia ISDA. De ce? În primul rând, fiindcă Banca Centrală Europeană a devenit mult mai rezervată în privința unor noi măsuri de relaxare monetară, scăderea dobânzii sau poate alte operațiuni de lichiditate. Există o îmbunătățire într-adevăr foarte graduală a economiei, dar totuși semne de stabilizare și operațiunile anterioare de tip LTRO au reușit să ancoreze încrederea în moneda europeană. De asemenea, l-am văzut vorbind foarte mult pe Mario Draghi în ședința de presă în conferința de presă de ieri despre atașamentul față de idealurile Bundesbank, ca un fel de încercare de calmare a temerilor că în zona euro vom avea inflație. Această calmare a temerilor, evident, înseamnă o șansă mai redusă pentru stimul monetar, deci un imbold pozitiv pentru moneda unică. Imbold care s-a văzut în ședința de ieri, evident, până în momentul în care unii participanți au decis că trebuie să-și marcheze aceste profituri și reacția a fost una firească de corecție. Ei bine, în momentul de față, dacă am vorbit de aspectele fundamentale legate de zona euro mai ales, trebuie să luăm în calcul atât conjunctura tehnică, cât și estimările pentru evenimentul central a zilei de astăzi, non-farm payrolls, și la ce ne-am putea aștepta. Toată mișcarea corectivă din ședințele anterioare, cu excepția celei de ieri, a fost una care a depășit o amplitudine pe cea anterioară, dar într-un mod marginal. În același timp, revenirea a fost extrem de puternică. Discutam de această linie de trend ascendent care a fost răpunsă și mă așteptam la o retestare acestei zone. Iată că evoluția optimistă, evoluția, participarea voluntară a creditorilor privați a reușit să impulsioneze euro dincolo de această linie de trend, în primul rând. În al doilea rând, poziția lui Mario Draghi, pe care am discutat-o, a fost de asemenea un factor pozitiv pentru euro. Acum, piețele sunt într-un echilibru instabil aproape perfect, de o fragilitate maximă în zona liniei de trend ascendent. Tehnic vorbind, sigur, e întotdeauna mai simplu să vorbim pe un grafic daily, jumătatea acestei lumânări este reperul esențial. Ca să îi atașăm un nivel de preț, ar fi undeva la 1.3210, poate chiar ceva mai jos. O închidere în această zonă ne-ar duce gândul la un dark cloud cover și ar fi un semnal negativ. Acum să vedem niște repere ceva mai detaliate.
toate aceste linii de suport sau de rezistență deja definite au o anumită relevanță, poate mai puțin cea de 32-44, dar 1.32, 1.31-82, 1.31-37 sunt niveluri importante. Pe termen foarte scurt, poate avem o șansă de revenire, atât datorită reatingerii liniei de trend, cât și datorită unor semnale pozitive pe candlesticks, dar nu aș fi neapărat extrem de încrezător în acest scenariu. Să ne imaginăm că nu am depăși înainte de nou frapperos nivelul de 1.32.49 sau am fi undeva în această regiune. Presupunând acest lucru, nivelurile importante și cele de depășit pentru cumpărători ar fi în primul rând acest 1.32.90, urmate 1.33.20. Ca să se petreacă un asemenea scenariu, probabil că ar trebui să avem un anumit mix de date, fiindcă dacă mergem pe logica riscului, aceasta este diferită de cea tradițională. Practic, asta înseamnă că dacă vin vești bune din Statele Unite, în logica normală, dolarul ar trebui să se întărească, nu? Fiindcă avem șanse mai reduse pentru o injecție de lichiditate din partea Fed și, deci, vești mai bune pentru economia americană, moneda ar fi trebuit să se întărească, ar trebui să se întărească în mod normal. Dacă mergem pe cealaltă logică a apetitului pentru risc, atunci o însănătoșire a economiei americane este un semn bun pentru economia globală, iar fluxurile de capital se știe, se orientează către activele mai riscante atunci când mediul este unul favorabil. Aceasta este pe scurt logica apetitului pentru risc și în această idee, vești bune din Statele Unite pot conduce aparent, doar paradoxal, la o întărirea EUR/USD, deci o depreciere a dolarului american. De aceea, tranzacționarea în non-farm payrolls este cu atât mai complexă cu cât trebuie să alegem pe una din aceste interpretări. Haideți să vedem mai întâi dacă ne așteptăm la date în linia celor medii previzionate sau există posibilitatea unei depășiri a acestora. Dacă ne gândim la datele din săptămânile anterioare, personal, aș fi putut presupune că avem de așteptat date chiar mai bune decât estimarea medie. Cele de ieri au fost însă ca un mic duș rece. Unemployment claims, cererile de ajutoare de șomaj, au crescut peste așteptări. Nu cu mult, dar totuși au întrerupt o serie pozitivă și datele anterioare au fost de asemenea revizuite. Revizuite, dacă nu mă înșel negativ, voi reverifica acest lucru. Ideea este că peisajul optimist a fost nuanțat în sens mai prudent cu o gradație, să spunem, ceea ce înseamnă că în momentul de față poate că varianta centrală de urmărit ar fi doar o depășire medie sau minoră a acestor estimări. Deci, în opinia noastră, undeva între 220-230 de mii de locuri de muncă ar fi o veste bună. Această veste bună, teoretic, ar trebui să ducă, dacă urmărim logica apetitului pentru risc, dincolo de o reacție instantanee extrem de volatilă și imprevizibilă, poate chiar la o apreciere atât a piețelor de acțiuni cât și a activelor de risc și a periculor valutare, inclusiv EUR/USD. Periculul care conțin dolarul în a doua porțiune. Dacă însă rata șomajului, care s-a în general surprins pozitiv în ultimele luni, ultimele 3-4 luni, media surprizelor a fost mai degrabă pozitivă, e bine, dacă această rată șomajului nu confirmă ceea ce ar însemna că cunoaște o creștere, putem avea o combinație divergentă de indicatori de genul date mai bune din piața muncii și o creștere a șomajului, atunci semnificația inițială este atenuată și probabil că trebuie aplicate tehnici specifice într-un mediu foarte volatil, ceea ce înseamnă apropierea sau urmărirea apropierii de prețului de paliere semnificative și plasarea unor stop-loss-uri foarte apropiate, fie pe logică de reversare, fie pe logică de continuare, dar stop-loss-uri foarte mici și reacții rapide în piață, reacții rapide la mișcări. Nu vreau să intru în detalii legate strict de tehnica de tranzacționare, fiind mai degrabă un webinar de debriefing, ce se dorește a fi concis. De data aceasta aș înclina către această estimare. Evident, o estimare ușor optimistă, dar
Evident, nu cunoaștem efectiv datele și cel mai prudent lucru este să așteptăm publicarea acestora. Reperele în sens ascendent ar fi 1.3290 și depășirea acestui nivel ar fi pentru noi un indiciu destul de constructiv, cu atât mai mult cu cât pe acest maxim se suprapune peste retragerea de 50%. Dincolo de acesta, 1.3320, un nivel plasat anterior pe grafic și nivelul de 1.3336 ca retragere de 68% din acest impuls descendent. În cazul în care piața este ezitantă aici, vedem că chiar după un long fapelos, indiferent cum ar fi datele, nu reușim să depășim 1.3290 sau chiar într-un scenariu în care alunecăm înainte de long fapelos sub linia de trend, atunci mai degrabă merită să fim atenți la zona 1.32 sau probabil chiar 1.3182. Dacă mergem chiar și intra-hour sub acest 1.3182, aș fi atent către nivelul următor 1.3163. Cam acestea ar fi perspectivele pentru EURUSD, într-o manieră foarte sintetică. Pentru lira sterlină, am spune că ceea ce se întrevede în momentul de față este o consolidare de o forță discutabilă deasupra liniei de trend străpunsă temporar. Nu sunt neapărat convins de forța lirei sterline. Astăzi, ca de obicei, la 11 și jumătate, aceasta e ora de raportare, avem date din sectorul de producție sau indicii privind inflația la nivelul producătorilor. Aceste date pot eventual propulsa lira sterlină în cazul în care depășesc așteptările, dar ar fi nevoie măcar de o închidere dincolo de 1.5831 pentru a ne aștepta la un puseu de creștere. Aș folosi pentru detectarea următorului nivel țintă setul de extensii și aș alege nivelul de 1.5849, deci nu foarte îndepărtat. La nivel daily, în continuare, lira sterlină este într-o formațiune destul de interesantă și neconvențională. Chiar dacă nu am reușit o alunecare sub nivelul de 1.5784 care ar crea o imagine negativă în perspectiva unui dark cloud cover, cu toate acestea, lucrurile rămân pe termen ceva mai lung, rămân destul de ezitante, lira sterlină având riscuri în față, în ceea ce privește evaluarea față de dolarul american. Pentru ședința de astăzi există o șansă a unei continuare aceste mișcări dacă depășim 1.5831. Sigur, putem fi tentați să vedem aici un triunghi ascendent ca și formare. Un triunghi definit imperfect în opinia mea, dar asta înseamnă că peste 1.5831 există argumente suplimentare pentru a merge nu doar către 1.5849, ci chiar în mod teoretic, chiar ceva mai sus către nivelul fie 1.5859, fie chiar undeva spre 1.5888. O alunecare s-ar fi foarte periculoasă, fie că s-ar produce aici, fie că s-ar produce în orele următoare. În prima fază ne-ar putea proiecta spre 1.5760, luăm niveluri aproximative, fiindcă ele trebuie ajustate în funcție de momentul de străpungere, și 1.5734 ca nivel de suport următor. Graficul pentru petrol cunoaște în momentul de față o ezitare, ezitare care poate să marcheze un moment de oboseală importantă. Observați că prețurile au depășit nivelurile despre care discutam ieri și s-au oprit însă foarte aproape de nivelul care s-a însemnat acoperirea acestui gap, ceea ce înseamnă că o tentație poate să rămână pentru a merge înspre 126.39. Deocamdată aș vrea să văd o perioadă mai lungă de ezitare laterală între aceste paliere și abia la depășirea 125.77 sau a lui 125 în sens inferior să așteptăm niveluri mai ample, în principiu de o amplitudine de măcar 80 de cenți pe 75-80 de cenți pe baril.
Piețele de acțiuni, alegem DAX-ul, un instrument foarte volatil și foarte atractiv. Piețele de acțiuni au cunoscut ieri o ședință netă de apreciere, ușor surprinzătoare. Motivele au fost cele discutate pentru Euro-USD. Revenirea după dezamăgirea legată de Mario Draghi s-a datorat în plus sau pe lângă spectrul de expectații pozitive legate de Grecia, s-a datorat și relorii acelor ipoteze conform cărora Fed ar putea să dezvolte un nou instrument de scădere, de presare a dobânzilor pe termen lung, sterilizând totuși aceste intervenții, fapt ce ar însemna practic un nou ajutor, se speră, pentru economia și pentru consumul în Statele Unite. Toate acestea au definit un scenariu pozitiv, dar cred că nu este neapărat garantat traseul ascendent. Rezistențele se află la 69,03 și doar puțin mai sus pentru a acoperi acel gap 69,08, dar pe H4 deja se conturează un anumit evening star. Dacă închiderea se va face astfel la ora 1, atunci riscul unor corecții suplimentare sunt prezente. Imaginea daily fiind la final de săptămână ar fi una negativă dacă am închide chiar și în zona 68-50, cu atât mai mult dacă închiderea s-ar face ceva mai jos. Acest episod de alunecare sub minimele anterioare trezește suspiciuni de slăbiciune a prețului. Vom fi cu adevărat convinși că lucrurile au revenit în tonul pozitiv abia la o închidere peste 69,76 și chiar și peste aceasta avem o serie de repere de rezistență importante. Deci intraday, atenție la riscul unor corecții negative, poate chiar și în momentul în care am atinge acest 69,03 sau dacă nu-l atingem, unele indicii negative sunt deja prezente acum. Alegerea unei linii de trend nu este chiar cel mai ușor lucru într-un grafic cu atât de multe spike-uri, dar în principiu acest canal de trend ar fi străpuns undeva la o închidere sub 68,37, ceea ce ne-ar putea duce la o corecție. Aș vrea să aleg această variantă, cu toate că poate părea un exces acea mișcare într-un mediu volatil, poate fi util. 67-88 ar fi un nivel de suport important sub 68-37-68-40, la o închidere sub aceste paliere. Mulțumesc pentru atenție și să tranzacționați cu succes înainte, în timpul sau după No Farm Payrolls, conform riscurilor pe care dumneavoastră vi le setați și le acceptați. Noi vom fi prezenți cu materialele noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și o zi bună. La revedere!